Salut, prieteni! Astăzi vorbim despre gume, jiguri și triple. Triple am aici lângă cameră. Da? A început, a venit frigul și a început pescuitul la ștucă. A început sezonul. Astăzi vă voi arăta cum lestez eu o gumă și voi și pescui cu ea. Poate am și norocul să prind o ștucă. Cine știe. Da? Voi folosi o gumă de la Savage Gear, un Cannibal Shad. De 15 cm, guma are 33 de grame, da? O voi lăsta cu un jig, se vede și aici, cu un jig 7.0, da? Mărimea mare, numărul 7, cred că să iei de 10 grame, aș fi vrut de 7 grame, aș fi fost mult mai bun, dar e ok și ăsta, lanseta îmi permite să pescuiesc cu el. Haideți să vă arăt cum se face, este foarte simplu. Măsurați întâi jigul pe gumă, exact așa. Da? Măsurați așa. Da? Se vede? Dăm un zoom. Iar aici sus, unde jigul, tija jigului, curbura iasă afară din gumă, faceți un semn. Da? Să arăt așa. Deci aici, faceți așa un semn cu vârful jigului. După aceea, în centru, prin centru gumei, exact așa, măgați vârful, îl duceți pe mijlocul gumei și îl scoateți exact unde ați făcut semnul, da? Aici umectați un pic, unde o să intre tija în gumă. Dacă ar fi fost jigul nou, nu ar fi fost probleme. Da? Ia uite. E ca nou. Este ca nou. Da? Iar acum, cu tripla, care o să fac și un filmuleț cu triplele astea, le fac eu acasă, strunele. Da? Stinger, cum se numește. Vin, da? Bun pe tija jigului, pe buclă și vin și îl prind aici jos. Cam așa arată. Da? Cam așa arată guma mea. Se vede? Pe asta l-am făcut mai mare, nu este panică. Dacă am bucla asta mai mare, îl pot agăța și mai în coadă, îl pot schimba și îl pune la altă gumă. Este foarte simplu, da? Cum v-am zis, măsurați unde iasă tija cârligului, tija asta, curbura, ciupiți un pic cu vârful și după aceea introduceți pe mijlocul gumei, introduceți jigul. Este simplu. Haideți să vedem cum se mișcă în apă și dacă putem prinde o ștucă, da? Stați aproape. Dar nu uitați să vă abonați, că este gratis și nu vă costă nimic. Vă abonați-vă la canal. O punem pe lansetă. Aici am pe fratele lui, da? Cu un jig corespunzător. Apăsați acolo butonul ăla de subscribe, de like, pe engleză cum s-ar veni, da? Deci l-am montat pe lansetă, are cam 10 grame jigul, 33 de grame guma, 43 de grame, lanseta mea aruncă de la 30 de grame la 110, da? Este un Abu Garcia Beast X. Haideți să vedem ce facem. Mai frumos de așa, ce poți să-i zici? Ce poți să-i faci tu mai frumos așa? Uite cum, ce frumos se mișcă. Uite ce frumos se mișcă.
pe acolo unde își face cuibul, unde își face cuib păsărelul. Uite ce frumos. Vi se pară pe filmare că mulinez foarte repede. Chiar nu mulinez repede. Uite, guma. Ce frumos înnoată. Sper că se vede. Rateu. Ultimul cast, da? După aceea o să vă mai spun un secret. Ultimul cast. Frumos, frumos vine, final. Frumos vine. Da, cam asta este, prieteni. Înnoată foarte bine. Ați văzut? Ia uite. Acum este pregătită pentru ștucă, numai că nu am avut norocul în timp ce filmam să prindem ștuca. Cum v-am zis, nu uitați să vă abonați, că este gratis, da? Nu uitați de butonul de like, că ajută canalul. Nu uitați să apăsați și clopoțelul, pentru că o să vă anunț atunci când mai postez câte un clip nou, da? Și dacă ești pescar de spinning, o să mai fie mai multe clipuri despre stană luci, nu numai cu jig, și cu cârlige offset, și cu acele greutăți care se înșurubează capul nălucii, da? Și se vine cu triplă pe burtă. Deci încă o dată, like, subscribe și până data viitoare, fiți întinse!